доля război mondial este o tragedie nu numai pentru Uniunea Sovietică, ex Uniunea Sovietică, dar și pentru întreaga lume, pentru că s-au curmat viața peste 60 de milioane de oameni. Este o cifră foarte mare, circa 3% din omenire au murit într acest grav război. Și fiecare din familiile noastre au pierdut cineva în război. De exemplu, familia noastră, un bunel de-a noastră a murit pe data de 8 mai 1945. A doilea bunel a ajuns până la Berlin și, de fapt, toată viața a povestit despre acelea tragedii care s-au întâmplat. Acum, istoria este scrisă și de mai mulți experți, istorici, dar este important ca tânăra generație să ții minte că război este un pericol, este o tragedie și este important că noi sărbătorim victoria împotriva fascismului, care a fost într-adevăr un cancer al omenirii, și este important că să comemorăm eroii căzuți pentru independența patriei. Și clar că suntem organizația Tirez Voivod, noi manifestăm profund respect pentru acei oameni care au luptat într acest război și este important că să unească toți, și ucrainene, și ruși, și moldoveni, și cei care se consideră români într această sărbătoare, și să facem acest marș frumos.